interesant că, care spune așa, în momentul în care un client vine la tine, ce vrea el de fapt este să-și împartă visele lui cu tine. În momentul în care vă duceți la clienți, vorbiți mai puțin despre poziția 1, prima pagină în Google, ROI sau orice alte chestii și vorbiți despre, despre business-ul lui și înțelegeți care este visul lui cu acest business. Să revenim acum la prezentarea mea de azi, când m-a sunat Ionuț, de fapt mi-a dat mail și mi-a zis, vezi că ești invitat, trebuie să vin. Mi-a propus următorul titlu, care după cum vedeți ocupă cam 5 minute pe ecran și pe care o să-l citesc pentru că n-am fost în stare să-l rețin, recunosc. Despre avantajele oferite de platforma Traffic.ro, în analiza concurenței și studiu comparativ a rezultatelor aplicate în strategia de promovare prin SEO și pe PC. Seamănă ca un titlu dat de mine, nu? Adică... Da, e extrem de la obiect. Și am zis că prima oară am zis, bă, ești un titlu, pot să vorbesc despre așa ceva. Și mi-ai dat un titlu, nici nu înțeleg ce vrei să zici acolo. Bă, hai, te rog eu, hai să vedem, hai să vedem cum vorbesc. Bine, hai că mă gândesc și la un subiect și o să revin eu cu propunere. Și am venit cu propunerea următoare. 11 întrebări despre motoarele de căutare și despre traffic.ro, la care vom găsi răspunsul împreună azi. De fapt, vă voi oferi eu răspunsul și vom dezbate. Primele două întrebări sunt despre traffic.ro, cine e și ce face traffic.ro. Următoarele trei întrebări sunt, conțin, răspunsul la următoarele trei întrebări conține o... conține niște informații noi, proaspete pentru România, pe care nu le mai are nimeni și care în momentul de față nu au mai fost publicate de nimeni și care sunt cu privire la, la piața de motoarelor de căutare din România și care o să vă ajute cu siguranță pe toți de aici când vă duceți la clienți. Și următoarele șase întrebări sunt despre, conțin răspunsuri care vă vor ajuta pe voi să înțelegeți cum puteți să folosiți traffic.ro și unele de traffic.ro ca să vă atingeți obiectivele pe SEO și pe PC. Bun, prima întrebare. Cine este traffic.ro? E un cine? Cine? E un el, nu cine. Da, suntem 12 acolo. Traffic.ro nu e un nume, sunt niște oameni. Traffic.ro este primul serviciu de monitorizare și analiză audiențe web din România. A apărut prin septembrie 2000 și cam toți care se ocupă cu internetul știu despre ce e vorba. Traffic.ro este un proiect NetBridge Services. NetBridge Services este o firmă care se ocupă cu proiecte de servicii pentru internet. Momentan la NetBridge sunt services, sunt trei proiecte, traffic.ro, ocazii.ro și myjob.ro. După cum am zis, suntem 12 oameni. Am vrut să zic treaba asta pentru că mi s-a întâmplat odată, stăteam la o masă de vorbă cu cineva, abia venisem la trafic, care avea impresia că traffic.ro este o firmă într-un apartament și sunt vreo doi oameni care stau și fac chestii pe acolo. Nu e așa. Sunt 45.000 de site-uri active pe care le monitorizăm. Avem 25.000 de clienți, asta înseamnă cam cât un orășel mai mic de genul Căteștiului. Că trebuie să menținem relația cu 25.000 de oameni. Suntem mândri că suntem membri ai Web Analytics Association din ianuarie 2009. Asta e o organizație la nivel mondial care monitorizează printre altele și Google Analytics și apoi Analytics. Și două informații mai tehnice, procesăm 80 de giga de logo-uri zilnic, de asta se întâmplă uneori, rar, să mai fie probleme. Și am măsurat aproape 100 de miliarde de afișeri de-a lungul timpului, dacă vi se pare mult, pentru România să știu că Facebook-ul pare cam 400-500 de miliarde de afișeri lunar. În România, din 2000 și până acum, doar 100 de miliarde. Mă rog, nu chiar toată piața, dar o mare parte din ei. Ce face traffic.ro? Traffic.ro de vreo 2 ani a început să facă multe chestii. Prima oară când a apărut era doar clasamentul site-urilor românești. Pe urmă au fost introduse niște elemente de web analytics care sunt încă primitive. Analiză competitivă se poate face pe traffic.ro și avem și un tool în sensul ăsta. Avem un API pentru acces la baza de date.
Avem un act la NERV și de două ori pe an lansăm și niște studii demografice pentru a popula acel act la NERV. Oferim informații relevante, newsletter, comunicate de presă, Twitter, Facebook. Avem o comunitate. Am început să organizăm evenimente. Chiar acum o lună a fost un workshop susținut de Doru Panaitescu. Cred că știți cu toți pe Doru. Workshop a fost pentru proprietarii de site-uri și se avea un nume și se intitula Cupere cum să faci mai mulți bani din site-ul tău. În iunie o să fie a doua ediție, la începutul lunii iunie. Și acum dezvoltăm Intos, ducăm la alte, la o grămadă de alte proiecte pe care o să-l lansăm. Ok, și acum să trecem la întrebările care vă interesează direct și care v-am zis că nu știu dacă știi cineva din România, răspund, poate mai puțin Google, cred că mai știe răspunsurile la care mi-am întrebat. Optimizez doar pentru Google sau și pentru Yahoo și Bing? Știu că asta era o întrebare care s-a pus de multe ori și aici. Veneau oamenii și întrebau, dar eu optimizez și pentru Yahoo, e bine ce fac, optimizez și pentru Bing. E bine ce fac? Răspunsul e simplu. Așa arată piața motorilor de căutare din România în aprilie 2010. După cum vedeți, Google are aproximativ 97% din piață. Deci sfatul meu ar fi că nu se merită efortul să optimizați și pentru Yahoo și Bing, în sensul în care oricum, dacă optimizați pentru Google, o să fiți primiți și acolo. Da? Yahoo și Bing își au rezultate din Google. Ce fac? Își au rezultate din Google de multe ori. Da, nu, aspectul ăsta nu înțeleg. Nu știu dacă e neapărat. Putem să vorbim despre asta după. După cum vedeți, Google, deși anul trecut avea parcă 95%, încă este în creștere. Așteptam acum să vedem ce se va întâmpla anul ăsta, dacă vine acum România, cum se numește. A doua întrebare. Asta o să vă ajute cel mai mult, cred, în momentul în care o să vă duceți la clienți. Pentru că toate site-urile din orice site are mai multe surse de traf. Întrebarea este cât trafic pot motoarele de căutare să aducă. Adică dacă motoarele de căutare aduc în general 2% din trafic sau 5% din trafic, atunci nu văd de ce s-ar chinui cineva atât de mult să se lupte cu motoarele astea de căutare, pentru că e un cadraf. Iar răspunsul. În aprilie 2009, motoarele de căutare trimiteau 44,3% din trafic pe site-urile românești. Aproape jumătate din trafic. Dacă ne raportăm la număr de vizite, noi prin ianuarie am dat pe blogul Trafic un studiu, în loc ca să promovăm evenimentul lumea SEO.pc, în care spuneam că 52% din vizitele de pe toate site-urile din trafic sunt venite din motoarele de căutare. Așa că în momentul în care să vă duceți la un client, puteți să-i spuneți treaba asta, pentru că e foarte important, adică atâta timp cât mie pe un site jumătate din trafic vine din motoarele de căutare, cred că e senzațional și sunt mulți bani de mâncat de aici. Ce pondere are traficul plătit? Asta nu știu. Dacă informațiile astea vi se par interesante, putem discuta și putem face un studiu să ieșim cu el. Cam asta ar fi răspunsul. Excelentă. Cel mai important e că motoarele de căutare reprezintă cea mai importantă sursă de trafic pentru site-urile românești. E o sursă de trafic. Aduce cu motoarele de căutare atât mai mult trafic decât traficul direct. Ok, și o altă întrebare, la fel clasică, să zic așa, o întrebare clasică. Ok, vreau să optimizez site-ul, pentru ce cuvinte trebuie să-mi optimizez? Ce caută oamenii mai mult? Caută expresii dintr-un cuvânt cheie, din două cuvinte, din trei cuvinte, din cinci cuvinte, din 10 cuvinte? Dacă vreau mult trafic, pentru ce cuvinte să-mi optimizez? Iar răspunsul este
Așa caută românii pe internet. Cam 11% din căutări conțin un singur cuvânt. După cum puteți observa, 28% sunt expresii în 3 cuvinte. Ăsta e primul loc. Păi eu nu-ți văd că l-am lovit un pic. Ce-ar fi interesant ar fi să zici și... Digeri informația, că e informația zi. Să zici și, de exemplu, mă aștept ca keyword-uri de un cuvânt să fie mai puține și de 4 cuvinte, de exemplu, să fie foarte, foarte multe și atunci e mai greu să optimizezi pentru ele. Deci ar fi interesant să pui și numărul de... Asta arată graficul, numărul de cuvinte. Volumul de trafic adus de volum, de numărul de cuvinte. Asta nu spui. Un cuvânt, presupun că e o listă de 100 de cuvinte, dar unele se repetă. Se repetă mult mai mult alea de un cuvânt decât alea de 4 cuvinte, asta vreau să spun. Da, exact ce zice eu, însă. Adică okay. Ce trafic aduc cuvintele respective. Asta într-un studiu următor, la fel, dacă vi se pare interesant. Da, chiar mi se pare asta. Putem discuta, vedem cum facem și vă ajutăm. Adică, practic, na, asta, informațiile astea, eu zic, ajută foarte mult cu industria de SEO și de PPC. Și probabil că, dacă îmi permiți, graficul pentru conversie este exact în opinion de față de asta. Cu cât asta ai o căutare mai specializată, cu cât ai conversie mai bună. Cu siguranță asta cred că știm toți că long tail-ul convertește mult mai bine. Toți de aici, am client. Da, nu înțeleg ce zis, mă, în oglindă. Adică, asemenea. Da. De ce în oglindă? Păi long tail-ul convertește mai bine. Traficul de un cuvânt. Convertește cel mai puțin, pentru că e exact. Cel mai general. Dacă întorci graficul așa, dacă întorci în oglindă, în același punct. Dar ce pot să vă zic că e că căutarea maximă ca număr de cuvinte cheie pe luna aprilie a avut undeva pe la 238 de caractere. Cineva a introdus 238 de caractere. Nu, dar toate datele sunt agregate, nu am acces la... Nu cunosc exact care sunt. Oricum sunt foarte multe căutări. După cum vedeți, mai mult de 8 cuvinte, care asta înseamnă mai mult de 50 de caractere, sunt undeva pe la 1-2% din căutări. Foarte mult. Iar lungimea medie pentru expresie, în momentul de față, în România, este de 21 de caractere. Deci în aprilie, oamenii au căutat 21 de caractere pe motoarele de căutare în mail. Ceea ce spune foarte mult despre long tail. Oamenii au început să caute cuvinte, expresii, care conțin din ce în ce mai multe caractere, ceea ce înseamnă că vor să găsească din ce în ce mai multe lucruri specifice. De asta convertesc mult mai bine cuvintele pe long tail. Dacă îmi permit să spun ceva, mulți dintre ei nici nu știu să caute. Probabil din cauza asta apar... Deci asta nu înseamnă neapărat. Trebuie să luăm un calcul și... Vorbește-mi... Cine mai aproape? Da. Trebuie să luăm un calcul și faptul că mulți dintre cei care caută cuvinte cheie din loc, ei nu știu să caute. Și atunci, spre exemplu, eu am... În analiza pe care am făcut-o pentru mulți clienți, am văzut că sunt întrebări de genul cum se găsește acest mouse, cum se, din cauza asta, na, apar și căutările confuze. Bine, într-adevăr, se știe că cuvintele din long tail au conversiile cele mai bune, așa e, dar trebuie să luăm în calcul și aspectul ăsta, că mulți dintre cei care scrie? Caută nu știu să caute. Dacă privim la nivel macro, la nivel general, să zic așa, faptul că oamenii caută, au început să caute, să folosească expresii de mai multe cuvinte, de mai multe caractere, asta înseamnă că ei au învățat să caute. Pentru că dacă probabil prin 96 cineva intra și căuta pe internet bancuri, erau 10 pagini despre bancuri. În momentul de față sunt foarte multe pagini care tratează foarte multe nișe ale bancurilor. Și eu cred că asta înseamnă că eu am învățat să caute specific. E adevărat că sunt și foarte mulți care pun întrebări tâmpite, de genul Google, spune-mi și mie, te rog, de unde să-mi iau un mouse.
Asta da. Dar sunt și căutări de genul un laptop, Dell, cu Piram, în general se întâmplă ce spui tu, dar am spus că trebuie să luăm un calcul și calitatea, să zicem, căutărilor. Exact. Era la un moment dat un studiu, nu știu de cine era făcut, care spunea că 20% din căutările zilnice sunt unice. Și cu siguranță căutările alea nu sunt niște căutări pentru care vrea să optimizeze. Din ce știu eu, Google a făcut acest studiu. Google a afirmat chestia aia. Nu mă știu, da. Și ca să vedeți ăsta, exemplu ăsta l-am de la George. Ce s-a întâmplat cu prima pagină Google, cum arăta în 2005 și cum arată astăzi. După cum vedeți, căsuța de căutare s-a mărit. Și s-a mărit de la 41 de caractere, parcă, până la 49 de caractere. Și după cum îl știm noi pe Google, nu cred că au făcut treaba asta fără să facă... Au mărit și fontul, trebuie să recunoști. Da, au mărit și fontul, corect. Nu, dar număra caractere și era parcă 41 la 49 sau ceva de genul. Ok, acum o întrebare. Din ce am văzut aici, majoritatea sunt oameni care se pricep la SEO și la PPC, care lucrează cu clienți sau care lucrează pe cont propriu și care bănuiesc că știu cum să faci un research pe cuvinte cheie, cum descoperi cuvinte cheie pentru site-ul meu. Eu o să vă propun un tool pe care probabil îl știți. Toolul de la traffic.ro. Și o să vă dau un exemplu cu papuci. Exemplul este oferit prin amabilitatea ocazii.ro, care ne-au oferit câteva date din contul lor de analytics. Cum arată keyword-ul de la traffic pentru papuci? Îmi spune că sunt 200 de papuci căutați în 7 zile. Iar Google spune că sunt 33.100 de căutări pentru papuci într-o lună, corect? E diferența destul de mare, adică dacă eu aș vrea să optimez pentru papuci și dacă m-aș lua după Google, aș aștepta să devin un site care o să vândă foarte multă publicitate și o să vând la CPM-uri de o să mă îmbogățesc. Da, sunt orientativă, dar ca să fie orientativă trebuie să mă orientez după ele, iar dacă sunt total la iurea... Ok, să zicem că te orientezi, dar tu vezi și că pe exemplu papuci ai 30.000 de votări și pe un alt cuvânt cheie ai mai puțin, ai să zicem 10.000. Și de seama, acolo diferența, practic de 30% o crește. Eu nu aș înțeleg. Ok, dar dacă eu aș vrea să estimez cam cât trafic vine pe site, nu, Google nu mă ajută la nimic. Da, corect. Keyword-ul ăsta nu. Ce nu vreau eu să înțelegeți greșit, eu am folosit când făceam campanii și pentru clienți și pentru mine, întotdeauna foloseam și Google și traficul. Însă fiecare are avantajele și dezavantajele lui. Google are avantajul că arată mai multe cuvinte, iar traficul are avantajul că arată chestii specifice, pe care poți să faci niște prognoze mult mai bune decât ai face pe Google. Iar în realitate, ocazii.ro fiind pe locul 2 pentru căutarea papuci, primește 160 de viste pe lună, pe lună. Dacă deci de la 160.000, de la 160 la 33.000 care ne arată analytics-ul la 160. Dacă folosești un singur tool, îți cam e o mare țapă, s-ar zice. De-aia e bine să double check. Ok, tot legat de keyword-ul, cum îmi dau seama pentru ce cuvânt vreau să optimizez site-ul? Dacă am două cuvinte care definesc același segment, să zic, cum știu pe care să-l aleg? Și aici noi avem un tool care se numește Traffic Fight, un Traffic Road Tools, care e cu 2 ninja, cred. Și îți permite să introduci două cuvinte și îți arată pe ultima lună care a avut mai multe căutări. Și acolo e o animație destul de drăguță de să iau cigânii de la bătaie și o să vă arăt imediat. Și am făcut testul ăsta pentru dragoste sau sex. Dragoste,
Ce credeți că a ieșit? Care credeți că se caută mai mult? E mai ușor de tastat cine sex, credeți da? Că se caută mai mult dragoste? Și avem trei romantici aici și Ionuț, nu? Nu? Așa, nu vă mai întreb cât credeți că se caută ceva în cuvânt, pentru că este evident. Rezultatul spune că sunt 253.754 de căutări pentru dragoste și doar 106.549 de căutări pentru sex. După cum vedeți, ninja din stânga a văzut pe ninja din dreapta. Deci avem și o reprezentare vizuală a traficului. Puteți să aplaudați, că zic că suntem salvați. Am o scurtă întrebare. Ai spus mai devreme că ne putem ghida pentru a face o optimizare de trafic, să vedem care sunt cifrele de trafic. De ce n-am face optimizarea în funcție de conversie? Și am face o legă de trafic. După cum știi și tu, optimizarea e un proces mai lung pe care la început n-ai cum să faci în funcție de conversie. Trebuie să pornești de la o listă de cuvinte, trebuie să descoperi mereu cuvinte cheie și nu văd cum ai putea, în primul rând, să începi cu... să începi o campanie. Faci o campanie tot? O să faci și treaba asta, da. Dar asta înseamnă bani investiți. E, după cum am zis, sunt și da și nu. Sunt mai multe tehnici, mai mult pe care le poți aborda. Eu zic că dacă abordezi cât mai multe, mă rog, nu cât mai multe dintre ele, formării să nebunești. E bine să începi să analizezi, să folosești mai multe tehnici de astea, pentru că astfel ai un avantaj competitiv față de cei care nu le folosesc. Adică eu cu siguranță, dacă folosesc și traficul și Google-ul și faci o campanie mică de AdWords, cu siguranță o să știu mai multe chestii decât cel care folosește doar traficul sau care face doar o campanie de AdWords. De acord. Deci, eu sunt foarte de acord cu a face o campanie de AdWords înainte de a începe optimizarea pentru o zonă de organi, pentru rezultatele organice. Dar dacă... Dacă nu faci o campanie, o soluție bună, n-ai cum să-ți dai seama, dacă nu faci campanie AdWords înainte de a începe politica de optimizare organică, nu poți să-ți dai seama care dintre cuvintele alea generează conversii. Și asta e adevărat. Păi, pun 100 de euro pe masă pentru o campanie AdWords și vezi traficul real. Că nu e, mai sunt aici. 100 de euro. Mai am vreo două observații aici. Prima, că sunt foarte mulți clienți care vin doar pentru SEO și n-ar da, deci atunci ar trebui să dai din banul tău. Că ar trebui să-i învățăm, să nu mai vină numai pentru SEO. Da, să-ți învățăm, pentru că învățat e mai greu. Ca să înveți pe cineva o chestie, mai bine. Așa, și a doua chestie, și ca să începi o campanie de AdWords. Nu poți să începi să pui 3, 4, 10 broduri, să vezi ce se întâmplă, pentru că îți consumă bugetul și iar într-o 100 de euro nu poți să dai seama ce conversie ai. Ai un magazin online de IT, nu văd cum ai putea să-ți dai într-o 100 de euro seama ce... Clar, trebuie să investești cel puțin 3 luni de zile cu un buget semnificativ, să-ți faci o campanie bună și să simți abia după aia care sunt cuvintele pe care să le folosești pentru optimizarea lumea. Eu stau la baza și la SEO și la PPC. Cuvintele să folosesc când faci o campanie și pe SEO și de PPC. Abordarea asta e foarte bună în campania de adus și eu am folosit-o. Adică începeam, făceam o listă, folosam niște keyword-uri, făceam o listă inițială pe care le băgam în adus, voiam care convertă și până mă optimizam pentru ei. Cam asta era procesul. Ok, când lansez un site sau fac o campanie, vreau să fac o campanie pentru PPC. Când îmi dau seama că există interes pentru produsul pe care îl vând eu sau pentru serviciul pe care îl vând. Și de asemenea vreau să fac un site pe o anumită nișă, care iar interesul pentru acea nișă poate să fie sezonier, poate să fie vara, poate să fie un site pentru Crăciun care să mai aducă trafic doar în decembrie. Cum îmi dau seama? Timingul și planificarea sunt foarte importante. Eu aici vă propun două instrumente. Am folosit animații diferite, random, pentru fiecare poză. O să vedeți că fiecare se rotește sau face o altă chestie. Vă propun două instrumente de la Traffic. My Traffic
Ce spui? N-am zis eu, n-am zis. Era un comentariu din public care venea că ești zeu în PowerPoint. Domnul Păcios? Nu. Puteam să poate să meargă pe Twitter direct. Poate să meargă pe Twitter. Să meargă pe Twitter. Așa, și aceeași statistică, același Piotr, care de fapt se numește Tatiții și cuvinte Kiev la noi, dar care o să fie redenuit în Piotr, ca să fie mai explicit. Și haideți să vă arăt cum puteți să folosiți, să dau două exemple, să vedeți cum puteți să folosiți aceste două tururi, care o să vă ajute în planificarea unei campanii de PPC sau în lansarea unui site. Și nu numai, depinde. Acum toate instrumentele astea sunt, trebuie să știți că folosești de ele și să ai imaginație să fii creativ. Sunt foarte puține instrumente care îți oferă, l-ai deschis și zi, întreuce acolo cât bani am, $100, și te întreabă cam cât bani vrei să faci. Și zice, tu bași 5.000 și zice, fa aia, nu există așa ceva. Trebuie să știi să ne folosim de el. Dar Google lucrează la facem Google Labs, o să vezi că există o aplicație care... Ok, vreau să fac o campanie pentru termofane. Folosesc QR Tool-ul, îmi arată evoluția cuvântului cheie termofane pe ultimul an. După cum se observă, între noiembrie și ianuarie, februarie, lumea nu prea își pune termofane. Și rog, ăsta să zicem că e un subiect de conținut pe care îl bănuim cu toți. Însă sunt atâtea niște pe care cel mai bine le testezi și le verifici. Pentru că nu poți să mergi cu bun simț până la... A investit o grămadă din banii clientului. Și un alt exemplu, cu termopane din MyTraffic. MyTraffic poate fi accesat din contul de trafic și îți permite să vezi evoluția a până la 5 site-uri, evoluția traficului. Și din nou, se vede, am selectat, am intrat în trafic, am selectat 5 site-uri de termopane și am văzut că în cam 2-3 luni, piața de termopane e în scădere drastică. Și părerea mea că nu prea se vând termopane atunci. Ca bonus, încă o chestie interesantă, cât de mai trafic, nu neapărat legată de SEO sau de PPC. Însă, aici avem tot site-urile de termopane, pe care le-am... Iar ce mi-arată mie graficul ăsta este viteza de variație. Adică cum au crescut sau cum au scăzut site-urile de termopane, unele față de altele. Și putem să vedem, de exemplu, că site-ul cu negru, nu l-am trecut aici, este în scădere. Atenție, nu ne raportăm la numărul de unii și ne raportăm la viteza de variație care ne arată cum crește sau care este viteza cu care crește sau scade un site. Înainte de a trece la întrebarea nouă, deci toate chestiile astea se găsesc la traffic.ro/tools? Da, sunt ascunse, promit că o să le comunicăm mai bine pe blog și pe... Și sunt gratuite astea? Poate să le folosească oricine? Mai traficul este în cont, poate fi folosit doar dacă ai cont. Iar QR Tool-ul deocamdată este gratuit, dar nu o să mai fie gratuit, în sensul în care o să trebuiască să fie logat, să ai un site înscris în traffic care să... ca să poți să-l accesezi, ceea ce mi se pare normal. Rezultatele sunt cu atât mai relevante în partea QR-ului, cu cât sunt mai mulți membri în trafic. Nu este normal ca cineva să beneficieze de acele informații fără să facă și el. Cine e acum pe site? Pe ce pagina a intrat și ce a căutat? Asta e o chestie mai mult de amuzament așa. Nu știu dacă știți de OSCommerce, dacă știți platforma de comerț online. Platforma aia îți arată, la un moment dat, ce oameni sunt pe site-ul tău și pe ce pagini sunt. Și am un prieten care stă ca tâmpitul. Fiecare dată când găsește un calculator, are un magazin online, când găsește un calculator, intră acolo și dă refresh să vadă ce oameni sunt, ce oameni sunt și ce fac. E obsedat. Noi avem ceva asemănător, nu tot la nivelul ăsta, în trafic, la fel pentru oameni obsedați. O chestie care se numește ultimele 20 de tâmpări și care îți arată cum 20 de oameni, de unde au venit, ce au căutat și unde au ajuns. E posibil să dezvoltăm asta, să facem mai interesant. Dar... Ce delay de raportare? Ce delay? Câteva secunde, 10 secunde, nu știu eu. E aproape de real time. Bun, și o chestie importantă, aș vrea mai întâi să vă întreb o chestie. Aveți un site, vreți să faceți un site despre iPhone-ul? Sau nu, 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 nu,
aveți un site care vinde iPhone și vreți să vă să promovați prin PPC. Mă rog, pe iPhone nu o să puteți pentru că e trademark, dar se presupune că puteți. Cum scriu adul respectiv? Pentru ce îl scriu? Îl scriu pentru puști de 15 ani, îl scriu pentru bărbați de 25, îl scriu pentru oameni de 50 de ani, îl scriu pentru fete de 32 de ani care au venituri peste 1000 de euro pe lună, pentru că fiecare din aceste segmente vine pe site-ul vostru cu alte intenții. Iar o căutare nu o să vă spună niciodată, decât o căutare foarte specifică, dar în general majoritatea căutărilor nu o să vă spună niciodată care e intenția exactă a celui care vine pe site. Da? Da. Segmentarea, acum lucrez la o segmentare, o colaborez, de fapt, adun împreună, cred, mai multe date din caracterologia francez-olandeză și Heimans Lösen, împreună cu date din trafic din studio, la știi că am discutat despre așa, și împreună cu de la Institutul de Statistică, și toate astea le agregez, le agreg pe toate într-un singur loc și încerc să segmentez pe, nu pe, a făcut și Behavia și Arbo a făcut o chestie tot pe tip de pe profil comportamental, dar și mai bine, mergând și mai departe, pe tip de o segmentare comportamentală cu personalitate, de personalitate plus comportament plus caracter, foarte interesantă, pe care am văzut-o tot la Garrison Group săptămâna trecută. Cred că te-a inspirat ultima mea prezentare. Nu, m-a inspirat Paul Garrison, dar și ultima ta prezentare. Paul Garrison, bună la rogare. Eu sunt de față. Eu cu tine din locul. Eu nu aștept chestia asta. Okay, să... testing. Ok, dar înainte să o testezi, când găsești către ce grup... E foarte simplu, scrie pentru toți. Și gata. Sau da. Încep cu cei mai profitabili. Am văzut. Și Liviu Taloi zicea de patru tipuri, dacă într-unul din webinarile lui, știi? Nu, să vedeți despre ce vorba, ca să nu înțelegem greșit. Suntem cu toții de acord că... Nu mă știu exact ce e aici, a spus bine. Un profil demografic al vizitatorilor site-ului te ajută? Vreți să știți câți ani au vizitatorii, câți bani fac, dacă au frigidere, dacă habaram, dacă au copii, câți copii au întreținere, ce venituri are familia? Deci, pe mine m-ar interesa, pentru că e posibil să fac o campanie de aduri și să-mi dau seama de ce nu convertește. Și să stau să schimb adurile, să fac 10.000 de teste, când și într-un final, când o să folosesc demograficele de la trafic, să-mi dau seama că, de fapt, pe site-ul meu sunt numai șomeri care nu au bani să cumpere. Vreau să vin în completare, mă rog. Sunt datele astea, sunt bune, dar nu sunt suficiente. Nu sunt suficiente. Niciodată. Pentru că tu zici vârsta și venitul. Ok, dar mai mult, care e obișnuința de utilizare? Acolo e mai interesant, știi? Aici sunt doar două din întrebări. Chestionarul pe care noi îl folosim conține 30 de întrebări. Dacă Ionut săptămâna trecută m-a întrebat dacă noi aveam așa ceva la trafic. Și am prins că nu urmărește blogul, comunicatele de presă și nimic. E normal că avem cam data asta toamnă. Și acum văd că tot n-a citit comunicatul, pentru că tot nu știe că sunt 30 de întrebări acolo. Îți arată de la comportament, de consum, la lifestyle și la... Tot nu-i satisfăcător. Nu-i satisfăcător. Asta ceva există? Altceva mai există? Eu nu încep. E behavior, e spre drumul... E mai aproape de ce caută segmentarea pieței. Dacă vă uitați, ei au desemnat acolo oameni de afaceri și au încercat să facă profil pe mai mult, de exemplu, da, o mamă care are o mamă tânără, da? Mama tânără, ok, se încadrează în o anumită vârstă. Nu, mamă tânără, adică are copii mici. Nu, e un segment foarte interesant pentru piața de internet românesc, da? Sunt multe site-uri de femei și cu mame tânără, pentru că sunt foarte active pe internet, mai ales că caută pentru... Eu cred că e o chestie diferită aici. Nu știu exact ce facem, pare chiar nu știu ce facem, dar
cred că e o chestie diferită după câte simt eu, pentru că ei folosesc treaba aia ca să servească publicitate, corect? Eu folosesc ca un tool de vânzare, dar... Deci ei folosesc treaba aia ca să servească publicitate. Noi folosim treaba asta ca să facem un profil al vizitatorilor site-ului. Nu avem și componenta, nu suntem o agenție de publicitate ca să avem și componenta de servire a reclamelor. Dar pe tine poate să te ajute, de exemplu, asta se folosește foarte mult în display advertising. Pentru că în momentul în care tu te duci la un client sau vine un client la tine, tu nu-i vinzi, deja oamenii s-au cam prins și nu-i mai vinzi unici ca afișe. Începi să-i vinzi audiență, iar în momentul în care tu nu-ți cunoști audiența, nu prea ai ce să-i vinzi. Asta te ajută pe tine demograficele astea, să identifici audiența. Cum funcționează la noi? E gratuit pentru site-urile care sunt scrise în trafic, chiar acum la o campanie, vă puteți înscrie până pe 24 mai. Se înscrie site în trafic sau dacă l-aveți deja înscris, activează campania de schimb demografice. Iar după campanie și după ce se procesează datele, toate site-urile lor să apară într-un ad planner. Ad planner care vă poate ajuta dacă aveți site-uri care vând display, să vindeți mai multă publicitate, pentru că ad plannerul ăsta este promovat în momentul de față și va fi folosit de către oamenii din agenții, de către media planner, de către cei care fac campaniile. Și bine să vă găsească acolo. Și atât timp cât e gratuit, eu zic că e ok și merită să încercați. De ce ad planner de la Google și ad planner de la Google? Aici sunt, nu m-am ocupat eu direct de produsul ăsta, dar o să pot să-ți dau câteva răspunsuri. Primul răspuns ar fi că ad planner de la Google îți oferă demografice pentru România. Și eu cred că e cel mai, adică practic ad plannerul de la Google îți arată o listă pe site-ul de unde poți tu să cumperi publicitate. Și ce e diferit ad plannerul de la Google de traffic to Google, de exemplu, de vezi cele mai importante site-uri în România pe care poți să cumperi publicitate. Nu zice nimic. Da, dacă ar veni și ar avea și demografice și pentru noi și ar putea să cauți după audiență, da, atunci ar fi în concurență. Ar fi o alternativă. Dar unul de față nu are cum să fie. În ce procent se cunoaște această informație demografică din traficul unui site monitorizat de traficul? Nu înțeleg. Din 100 de vizitatori, pentru cât știu vârsta și ocupația? Toate studiile astea care se fac la nivel statistic. Și pot să spun că în noiembrie, când au avut ultima campanie, a fost un statistic cu marge de eroare de 5% și încredere de 85%. Adică, și ca să se ajungă la cifrele astea de calitate, toate site-urile, numărul de chestionari minim completat pe site, trebuia să fie pe undeva pe la 100 și de chestionare completate. Avem doi statisticieni care cu asta, în parte cu asta, se ocupă să ia datele astea, să le facă astfel încât să fie relevante. Mersi. Okay, și la 11 alte întrebări, dar nu o să vă las să-mi puneți întrebări. Pentru că... Era 11 plus. Unde e 11? Păi au fost diverse chestii integrate în cele 11 întrebări. După cum v-am zis, noi avem și o comunitate. Suntem parteneri cu lumea să ocupece cu această comunitate. Am avut și un concurs împreună prin care am oferit niște cărți pentru niște review-uri SEO. Din păcate, sincer să vă spun, nu am mers foarte bine comunitatea asta și acum încercăm să ne dăm seama de ce și să o relansăm. Ce pot să vă spun? Să intrați pe comunitate prin traffic.ro, să vedeți ce e acolo. Ce puteți să faceți? Să întrebați sau să răspundeți la întrebările diverse celorlalți utilizatori, să purtați discuții în grupuri, să puneți anunțuri de vânzare, site, link, exchange, dar despre asta cred că o să vorbesc mai multe când o să fie relansată comunitatea. Dar pe mine mă găsiți acolo, dacă aveți orice întrebare pe care vreți să mă puneți legată de SEO, de PPC, sunt certificat, PPC, am gestionat peste 100.000 de euro. Fac SEO de vreo 4-5 ani. De fapt, am făcut să vedem ceva timp de secționat trafic, n-am avut timp.
și aș putea să vă ofer diverse răspunsuri, o găsiți aici. Și în loc de final, stau aici, că aici trebuie să dau multe clipuri, avem blog, avem newsletter, pe care Ionuț, dacă l-ar fi urmărit, ar fi știut de unde să-și avea telefon să mai întrebe. Avem Facebook, avem vreo 200 și ceva de prieteni pe Facebook, sunt foarte mândri de asta. Și pe Twitter, tocmai ce am depășit 1000 de followers. Iar eu sunt Bogdan Aron, de la Traffic.ro și mă găsiți pe Twitter sau la adresa bogdan.aron pe Traffic.ro. Mulțumesc!